Se lucrează intens la infrastructura rutieră în județul Mehedinți. S-a turnat primul strat de asfalt pe DJ670 de la Malovăț către localitatea Marga. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, fiind nevoie de această investiție pentru ca cetățenii din această zonă a județului să se bucure de condiții bune de trafic. Proiectul Consiliului Județean Mehedinți de reabilitare a drumului județean de la Malovăț până la Marga, în comuna Godeanu. Un drum lung de 21 de kilometri, unde asfaltul era de calitate foarte proastă, în multe locuri erau spărturi foarte mari, traficul era din ce în ce mai greu, șoferii erau nemulțumiți, motiv pentru care am luat decizia să depunem cerere de finanțare pe fonduri europene, ni s-a aprobat, am predat amplasamentul în luna septembrie anului trecut și iată că lucrurile s-au mișcat destul de bine. Chiar dacă în această perioadă au mai fost nemulțumiri din partea participanților la trafic, pe de o parte înțeleg, pe de altă parte o lucrare grea ca aceasta și de calitate nu se poate face de pe o lună pe alta. Iată că am ajuns în punctul în care în aceste zile asfaltăm aproape 3 km de la intersecția cu drumul către Bârda până aproape de intersecția cu drumul național în satul Malovăț. În câteva zile vom termina și sensul celălalt, după care o să începem să asfaltăm cei 6 km de la Marga în jos către Bâlvănești. Suntem în grafic cu aceste lucrări, sunt convins că din acest moment participanții la trafic nu vor mai avea de ce să fie nemulțumiți, chiar dacă lucrările vor continua până anul viitor, atunci când sperăm noi să facem recepția acestui drum. În afară de cele două, chiar pe acest tronson care se asfaltează vor fi 3 straturi de asfalt, vom avea rigole betonate, vom avea accese la proprietăți, stații de autobuz, tot ceea ce trebuie pentru un drum modern în parametrii europeni. Am distrus mașina de două ori. Se dea bătaie, băieți. Greu, foarte greu să încerc. Însă acum văd că e foarte bine. Aici stau aproape și îmi place cum se lucrează.